Am aici o frumoasă doradă cu ochi limpezi, miros plăcut și carnea fermă, semn că e foarte proaspătă. După cum se vede, e întreagă cu toate viscerele în interior, doar am curățat-o bine de sol și am clătit-o și am zvântat-o. Ceea ce vreau eu de la dorada asta este să obțin două fileuri frumoase, fără urmă de os și cum mă cam grăbesc, voi sări peste procesul eviscerării, deși tot ceea ce voi face eu în continuare se poate face și după ce peștele e viscerat. Așadar, voi începe cu o tăietură sub operculi, acele căpăcele care acoperă branhile, apoi voi pătrunde cu cuțitul razant pe lângă coloana vertebrală și voi continua cu o tăietură de la cap spre coadă cât mai aproape de oase. Între inima inferioară a peștelui, voi pătrunde cu cuțitul dintr-o parte în cealaltă cât mai aproape de oase, despărțind dintr-o tăietură carnea de acestea. Regula de bază ar fi lama urmărește oasele. Încercăm să tăiem cât mai aproape de os pentru a limita pierderile. De altfel, în permanență vom putea auzi un zgomot ca de răzuit, semn că al nostru cuțit trece razant pe lângă oase. Ne întoarcem acum în trăimea superioară a peștelui, unde ne așteaptă singura operație ceva, doar ceva mai migăloasă, pentru că va trebui să trecem peste vertebrele ceva mai proeminente pe care le are peștele în această zonă, apoi să înclinăm cu grijă lama în jos, urmând să tăiem cât mai aproape de coaste. Dacă nu vom trata această operație cu atenția cuvenită, riscăm ca în doar câteva secunde să stricăm fileul. Dacă nu, doar câteva secunde ne despart de obținerea primului fileu. Întoarcem peștele pe partea cealaltă și continuăm identic. O primă tăietură chiar la limita dintre cap și trunchi sub înotătoare, apoi pătrundem cu cuțitul și continuăm pe lângă coloana vertebrală, razant, iar întrăimea inferioară a peștelui vom desprinde carnea de pe oase printr-o singură tăietură. Revenim în partea superioară, continuăm cu tăieturii paralele lama cuțitului fiind în permanență orientată către oase și acum vom ajunge la cele vertebre mai proeminente de care vorbeam la inserția capului cu trunchiul pe care trebuie să le ocolim cu cuțitul trecând razant pe lângă ele până când ajungem în zona coastelor. Cu lama cuțitului ușor înclinată în jos către coaste, continuăm să tăiem până când vom desprinde complet fileul. E important să păstrăm înclinația uniformă a lamei cuțitului, altfel riscăm să compromitem fileul sau măcar să obținem un fileu plin de ciupituri inestetice pe partea cu carnea. Iată deci, am scos cele două fileuri și ne-a rămas carcasa peștelui cu capul atașat și cu viscerele în interior. După cum vedeți, stratul de carne care a rămas pe aceasta este infim, e aproape transparentă. Mai fasonăm puțin fileurile și suntem gata de ultima operație. Fileurile de doradă, la fel cu ale majorității peștilor, chiar și după filetare vor conține câteva oase. Din experiență vă spun că un fileu de doradă are 8-9 oase. Pe primele două, foarte apropiate, le veți găsi chiar acolo unde fileul a fost atașat lângă capul peștelui. Aceste oase se extrag foarte ușor cu o pensetă, trăgând în sensul creșterii acestora ca să nu sfâșiem carnea. Nu e nevoie să aveți neapărat o pensetă profesională, de altfel nici eu nu am una, ci folosesc o pensetă care prinde foarte bine, solidă și pe care cu niciun chip nu o folosesc pentru nimic altceva. Iată deci că am ajuns la final și ne putem lăuda cu faptul că dintr-o doradă întreagă neeviscerată, cântărind 450 de grame, am obținut 250 de grame de filet frumos, complet dezosat. Nu e rău deloc, mai ales că nici nu a durat prea mult timp. Acum nu mai e nevoie decât de o rețetă bună pentru un pește nemaipomenit de gustos și sunt sigură că acea rețetă o veți găsi neapărat pe rețetecalamama.ro. Vă invit și să vă abonați la canalul de YouTube Rețete ca la Mama cu Laura Laurențiu ca să nu pierdeți niciuna dintre postările viitoare.